Cum merge? Salut, salut! Cum e? Încetul cu, da, cu treabă bună ajungem. Mai puteți? Da, cum? De-abia m-am încălzit. Cum o să fie la noapte, până la Cluj? Eu, dacă o mers ca și până acum, foarte bine. N-ați avut probleme? Normale, puțin, așa, mai am crampe, mai, dar e ok. E ok. Colegii tăi? Poftim? Colegii tăi, voi mai puteți? Susținător care mă ajută, mai întaie vântul, că am avut o vânt de față. Și cu moral? Mai întaie vântul, mă ajută. Cu moralul cum stai? Cu ăla stau cel mai bine, să știi, că altfel... altfel n-aș duce-o. Mâine la maraton? Cum o să fie? Eu m-am gândit să-l bat pe kenianul ăla, dar să vedem. Să vedem. Glumesc, eu sper să-mi termin cursa. Am rezolvat că... n-am crezut că merg așa repede și... am rezolvat acolo ca să... îmi fac eu o tură și după aia să vin să dau startul la maraton. Prietenii tăi ce au spus de treaba asta? Mă, alții o să mă sinucid, alții că sunt nebun, alții că treaba lor, ce zic ei. Contează ce simt eu aici. Mă, bine, prietenii ăia, în ghilimele, prietenii care mă cunosc știu. Dar cum ți-a venit această idee? Prin 2012 am citit o carte. Era un tip în America care făcea chestia asta și am zis, mă, eu dacă am să alerg vreodată, asta am să fac și eu. Dar eu speram să facă la Bistrița maratonul și nu la Cluj, dar noi dacă n-avem la Bistrița, am zis că nu, mă duc la Cluj, bine că fac ăștia, să n-am de vreo până la Brașov, București. Voi de unde sunteți? Credeam să ajung să vină așa de bine și nu știu ce să fac cu timpul până să ajung numai la 9, habar n-am ce să fac. Ajungi când vrei tu, tu. Cum îți împărțiți cei 215 de kilometri? Adică? Într-una, în mai multe etape. Nu, am plecat azi dimineața și ajung mâine dimineață. Și după aia la maraton? Da, și după aia fac intru direct în maraton. Pauze scurte? Mă mai fac așa, eu m-am mai întâlnit la Bistrița, dar mai mult de 3 minute, 4 maxim nu pot sta. Că începe să acidul lactic în mușchi, nu pot să stau. Mă schimb repede, sau mai schimb ciorapi, că am început deja să mă cadă unghii, beșești dintre astea, știi? Dar încerc să nu stau, să stau foarte puțin. Că nu mai ia și frigul, încep cu frigul și e foarte greu ca să stau foarte mult.
Da, mă, și tu, vă mulțumesc foarte frumos. O seară. Thank you.